Mă lucrez eu, eu am zis că aduc la mămica, dar o leacă mai îmbracată dacă erai și tu, parcă era mai ghine. Lasă buscă pe căldura asta, cine dracu se îmbracă așa gros? Da, nu neapărat mai gros, dar o leacă mai mult măcar. Dar ce mâncați? Aș vrei să se cingă pălăul ăsta pe mine? Pe tine nu, dar pe oamenii cea de pe stradă s-o cam înșins pe la când te-au văzut. Mie îmi place, îmi sună bine. Hai, hai să vedem măta mare cum e. Sunt super bucuros să-i duc mămica așa o fată cu mănucăța. Și frumoasă, și cu minte, și deșteaptă. Da, asta n-ai și simenit, și perfectă, nu? A zis asta, căci când mă duce la măsa, căci cum mă doare, nu știu ce avere. Stai seama, când aud eu de avere, mă duc și eu acolo, poate ciugulez și eu ceva. Numai panaraminul i-a adus băietul ăsta până acum. Dacă mai aduci de aici, îl dismoștenesc. Sărmâna! Sărmâna! Mamă, vreau să-ți o prezint pe frumoasa și focoasa prietena mea, ca ții sigur o să-ți placă, Lucreția. Băi băiță, ați fost jefuiți? Uite, sara ca fată, i-o furat hainele, a? Nu mâncați așa, așa mă îmbrac eu! De bună voie? De bună voie, de nevoie! Dar ce, e vreo problemă? Păi, fată, mă gândim așa, că dacă te îmbraci așa, ori n-ai bani, ori n-ai minte. Tu cum stai cu banii? Uite că stau cam prost, că l-ai învățat cam zgârcit pe ăsta, micu. Nu-i zgârcit, econom. Să-mi dea banii pe toate... Toate ce? Toate lucrurile. Adică ce, eu sunt lucru sau cum? Păi, dar n-ai spus că te cheamă Lucreția? Spuneam și eu așa, ca să nu dea banii pe toate... Toate ce? Toată lumea să se calmeze, că am venit să ne simțim bine, să, nu? Să fim prieteni, să n-ar rost să faram așa din prima. Ne calmăm, băi băiete, dar așa ați venit pensat? Ar să zic cu lumea că ai luat-o pe fata, domnișoara, de unde trec tirurile? Adică e de la Pieco? Mare noroc, ești simpatic. Păi, fată, cu fusta asta, dacă te pun la ales barabule, când te apleci, ne lăsăm tăzi de agricultură. Alte haine n-ai la tine? Dacă vrei, te îmbraci eu cu ceva. A, nu, lasă că am destul eu haine, că cu ce să mă îmbrac. Nu e nevoie, stați liniștită. Nu, că mă tem că dacă umbli așa pensat, ar să creadă lumea că sunt matroană. Păi, mamă, să știi că Lucreția o stăie la noi vreo două săptămâni. De, o pun să stăie în odaia și e bună, nu? Da. La amândoi. Deci, din prima când am văzut-o pe măsa, toai, mi-am dat seama că asta nu mă halește deloc. Se uita la mine așa cu niște ochi de șoi, mă împungea cu privirea aia. I-am făcut semn, dar ce, dragă, n-am mai văzut, nu știu, o femeie frumoasă sau ce? Și bine s-o înțeles amândouă, clar o să și cele mai buni prieteni, cum îți eu cu ea. Doamne, și panaramul ne-o mai adușa asta acasă. Se cunoaște la o poștă că e de la poștă. Dar nu vezi și haine poartă? Trebuie să am grijă că mă faci de râs în sat. A, că intru eu în boarfile și trebuie să fac ceva. Deci asta eram boss! Păi cine a făcut curat aici? Păi cum cine? Mămica! Păi și boss, intră așa în hainele mele? Păi nimeni niciodată n-a intrat în hainele mele. Păi boss, hai că ne supărăm! Păi nu umblau în hainele tăi, umblau mai mult sub ele. Eu am uitat să-i zic lui Lucreția că mămica mie îmi faci și curat în cameră. Că eu fac numai la porci, la lughiță. Și dacă vin murdar de acolo, mai tare fac mizerii în cameră, așa că faci și e. Și adevăr, hai să fim sinceri, că nici lui Lucreția nu prea-i convine să fac curat. Că el nu spune și el. E mai mult știe să dei haine de pie, decât să le strângi. Lucreția, un plecat ca-n pansărea, le dese... Boss! Păi iar să băga măta în hainele mele? Deja avem o problemă, că ea chiar vrea să mă enerveze. Mă, Lucreția, dar la hotel când mergi, menajera să faci curat contra cost. Mămica, o faci și gratis. A, te pomenești că trebuie să-i lăsi și 10 lei pe noptieră, ai? Păi ți nu-ți plăce când primei? Și unii lasă pe noapte, alții pe noptieră. Al dracu ăsta se bagă în barfele mele, dar ce dracu se, n-am înțeles. Ce, bagaje nerevendicate la aeroport sau ce? Stai liniștit, că am avut eu act de coșoc cu ei. Am luat eu niște chestii din astea kinky pe care le folosesc cu ăsta al meu. Mai un biciuleț, mai o cătușică.
și am speriat-o. La riri. Pa. 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 Te pui cu ce nu trebuie. Aoleu, ce s-a astea? Când am intrat să-i fac curat în cameră, am găsit cătuș. Cred că ăsta a fost la furat de porci. Cred că l-a prins poliția și ăsta a fugit cu cătuș. Trebuie să vorbesc cu șeful de post să scăp cumva. Alo, domn Mihai, de ce mi-a arestat băietul? Ei, cum nu l-ai arestat? Am văzut că era o perechi de cătuși acasă. Eu zic să-l iertați, că-i băie cu minte. Nu-a făcut nimic. O fură tripoși la Mihaelu Căciulatu ca să dea la săraș. Adică mie. Era Crăciun și era poftă de carne, de porci. A, cum? Nu știai de porci? A, vedeți să-l luați la secție pentru alte întrebări? Noi, prostani, cred că el, pe astea, cred că ai nevoie de el. Și să-mi spui unde e ghișul, că am o leac de treabă cu Lucreția.